Da, Igor. Salutare, Oleg, încă o dată. Uite, eu am revenit totuși ca să nu gândească toți cei care ascultă că eu n-am ce face sau n-am cu ce mă ocupa, dar totuși făcând aseară cele două interviuri despre încălcările care se comită în trafic și despre ilegalitățile pe care le comit în continuare instituțiile statului și m-am referit la Inspectoratul de Poliție Ungheni, la Procuratura din Ungheni și la Judecătoria Ungheni. Uite, eu arătând acel teanc de scrisori, cum și-ai spus, o duzină de scrisori, eu aș vrea să revin totuși azi cu o mențiune clară către cei care ei mie mi-au spus doar sub o formă verbală, și anume este educatoarea fiului meu de la grădiniță, că lor le-ar fi dat oarecare ordonanță. Eu nu știu despre ce ordonanță merge vorba, că să nu comunic copilul, să nu aflu careva detalii. Acel Vasile Șășcanu, când am venit în data de 15 decembrie la mine la poartă, unde a fost rugat de către mine să investigheze toate aceste încălcări la fața locului, și el mi-a dat acea citație care eu am prezentat-o în interviurile anterioare privitor pentru data de 18 decembrie, cum am spus eu, de ziua poliției, știi, m-a chemat el adânc și am spus că este imposibilă prezența mea. La fel mi-au spus că ar fi existat oarecare ordonanță și eu am întrebat clar cine mie trebuie să-mi transmită această ordonanță dacă și ea există de protecție. Că eu am spus că această plăcintă, Ana, ești face ordonanță de protecție din 2016. Tot ordonanță de protecție din 2016, 2007, 2008. E continuu. Se vede că prin asta ea vrea cumva să manifeste lipsa ei de personalitate, de educație. Dar ce vină poartă copilul că el nu poate să vadă cu tatăl sau tatăl nu poate să se intereseze despre copil. Și uite, aș vrea prin acest mesaj să transmit clar Inspectoratului de Poliție Ungheni cine este șef de sector, cine este responsabil, asistentului social de la primărie, Bagrin Raisa, de la Râdeni Vechi, cele care, dacă și-au emis o asemenea ordonanță protecție, Igor Fidiuș, până în data de astăzi, 18 ianuarie 2021, n-a primit nici o ordonanță personal, atât sub formă, ca să spun, scrisă sau prin scrisoare recomandată. Și eu mi-am pus aseară întrebare, băi, uite un teanc de scrisori ei mi-au trimis, dar nici de cum ei nu vorbesc, nici de un fel de ordonanță. Deci ori ei încearcă prin asemenea scheme rușinoase să mă prindă pe mine picior greșit, înțelegi? Fără ca eu să fiu informat, să fiu adus la cunoștință. Dacă există, eu am spus că să-mi fie prezentat, să văd care sunt motivele. Că eu am arătat prin materialele, copiile unor dosare care ele au făcut prin 2019, cu ordonanțele astea de protecție, e scoate niște chestionare de pe rețelele de socializare, adică de pe justice.md. Acolo ușor scrie ordonanță de protecție, îți apare formularul, el scrie cu pixul, pe unii taie, pe unii corectează și le înaintează în instanță. Deci eu atrag un semnal de alarmă către toți judecătorii din Republica Moldova și în special celor din raionul Ungheni, judecătoria Ungheni. Dacă emiteți asemenea ordonanță, rog să fie citat, înștiințat tatăl copilului Igor Fidiuș că există o asemenea ordonanță. Deci eu insist foarte mult pe intermediul acestui... Dar poate tu trimis, Igor, la țară. Tu doar ești la Chișinău, dar ordonanța poate te așteaptă la Ungheni. Sincer să spun, ei dacă au venit în data de 15 la mine, decembrie 2020, și acest abuz care l-a comis plăcinta anul a fost în data de 7 decembrie, îți dai seama că acolo merge vorba încă de o săptămână. Ei puteau să-mi aducă mie la cunoștință că există ordonanță de protecție. Și să vedem ce dement li, cum să spun, eliberează asemenea ordonanță și pe ce ele se bazează. Deoarece eu am arătat într-un interviu că eu am niște instrucțiuni unde clar se prevede, ei nu le cunosc, văd polițiștii dintre dânsele. Și ordonanță de protecție ar trebui să-i facă ei și eu am spus să-și facă pe tot restul vieții. Și o facă la cap, chiar lipsă de personalitate, văd că pe rețele socializare încearcă să comenteze deja sub alte profile false, Sergiu Turcanu, că e niște persoane cunoscute, mie își pune un cap de leu acolo sau de tigru și comentează acolo, băi, dacă ești lipsit de personalitate, încearcă să-ți recapiți. Eu nu vin prin intermediul, cum spun, curaj.tv sau curaj.md
să fac de fiecare dată, vreau să spun că careva scenarii asupra unor persoane care ele într-adevăr își bat, cum se spune la noi, în hal, fără de hal, joc de un copil. El mai are disperită primul. Deocamdată vedem că a trecut o lună și nu ți-ai văzut copilul și nici n-ai văzut ordonanța. Înseamnă că n-ai fost la unghieni, la rădieni și nu prea-ți pasă de copil, nu? Mai mult de o lună nu ți-ai văzut copilul. Oleg, și deocamdată auzim că instanțele i-au dat ei dreptate și o protejează pe ea de tatăl copilului ei. Eu nu am primit, dar ce vreau, eu am să-ți expediez un screenshot unde tot personal e, unde scrie Ana Pece, e face comentarii de pe 2019, cu uite, el nu a fost să-și vadă copilul de vreo 4 luni și nu știu ce. Eu personal am să le fac lor, au ordonanță de protecție așa cum trebuie să o fac eu. Din principiu, n-am să vin și n-am să mă interesez, deoarece statul Republica Moldova, prin asemenea, judecători, polițiști, procurori, înțeles? Distrug familii și conform Constituției Republicii Moldova, este stipulat clar că implicarea statului în familie, în scop destructiv, duce doar la lucruri foarte faste. Deci eu asta am vrut prin acest interviu scurt, eu am trimis un screenshot și te rog să-l anexez pe toate aceste calomnii, abuzuri, declarații umilitoare, rușinoase, care el le face împotriva mea. Și eu aștept ordonanța de protecție cu mare drag. Trebuie să-mi aduc șeful de sector, asistentul social la cunoștință sau instanța de judecată. În primul rând, din cauza că... Dar dacă nu ești la rădieni, unde te găsești? Nu. Eu când am înaintat, vreau să spun că aceea cerere de chemare în judecată, eu vin la casa părintească, acolo în gospodărie, la odihnă. Nu l-am primit scrisori. Adresa mea de domiciliu este în Chișinău. Și eu am spus acestea ani de scrisori. Ei, eu știu adresa asta, o știe poliția? Corect, dacă am primit, uite, teancul ăsta de scrisori. De ce eu n-am primit ordonanța de protecție? Deci astea scrisorile astea ți-au venit la Chișinău, da? Toate pe adresa care eu am lăsat-o la Chișinău, uite aici, eu nu am niciuna, ca să n-am vrut să dau curs citire la Tatiancu ăsta de scrisori, dar o spun așa cu fermă certitudine, eu nu am nicio ordonanță de protecție. Deci înseamnă, când mult vădit, conștient și răufăcător, ei încearcă să manipuleze și în mod destructiv să-mi denigreze imaginea mea, personalitatea mea, cât și a copilului meu, Fediuș Mădălin. Și uite, eu solicit ca instanța de judecată, dacă și-o emis din Ungheni ordonanță de protecție, să-mi o expediez în regim de urgență, că ea va fi contestată și mai mult ca atât va fi, vreau să spun că anexată la materialele arhivei personale a lui Igor Fediuș. Eu abia aștept ca să arăt copiilor mei și lui Fediuș Mădălin ca fiu, cu ce s-o ocupa mamsa în perioada cât el a fost. Ca să spun așa, la grădiniță sau la școală, urmează, adică atentatele ei asupra vieții mele sunt prin diferite scheme rușinoase. Uite, eu asta am vrut să transmit. Astea sunt acuzații grave cu atentatele, nu ai nicio probă, presupui că ea e implicată, dar nu poți să demonstrezi că ea ar fi încercat să te omoare. Și așa că nu, asta sunt răspunsuri în calomnii. Oleg, eu am spus că este luată în calcul de către psihologi și criminaliști și versiunea ei. Eu nu am spus direct, dar am spus că este luată în calcul. Prin mesajul respectiv, prin toate cele discuții care le-am avut cu ea personal, că uite, știi că poți să te urmărească, că să-ți facă așa, că ea că acum sunt programe și sunt. Și mai departe ce poți face? Spune întrebarea, mai departe ce poți face? Să-ți îngreunezi o povară, să-i duci crucea lui Igor Fediuș. Duceți-o cu demnitate, duceți-o cu cinste și cu onoare, dacă există între voi, că astăzi, ascultând un post de radio, și am să-i dau numele, eu intru foarte des în direct la Radio Play, că este zi de salut, și spunea acolo Dragostina, ca prezentatoare cu Vitalie Țapu, că uite, ce te costă să fii om? Nu te costă nimic, dar ba, da, eu am spus că te costă. În primul rând, educația și cei 7 ani de acasă. Că ai tu grădiniță absolvită, că ai tu gimnaziu, că ai liceu, că ai universitate, că ai colegiu, că ai studii post-universitari. În primul rând te costă ca tu să fii om. Dar aceste investiții se fac în primul rând în familie. Și costă foarte mult din cauza că viața, am spus și ieri, are prioritate în toate.
Uite, eu știu, am spus că revin totuși, că nu mă creadă lumea, băi, ăsta n-are ce se ocupa și uite, discută cu Brega atât. Dar Brega este, vreau să spun că o persoană care chiar mă întreabă pe mine persoanele când vizionează aceste interviuri și tu le plasez, zici, pe unii este Oleg. Oleg este acasă, în România. El sunt acasă, cum am spus și eu, de fiecare dată, eu sunt și aici acasă și acolo. Sănătate, o zi bună, eu azi expediez ca să înregistrez, să plasez și discuțiile care le-am avut cu asistentul social în data de 8, nu mi-a spus nimic și nici șeful inspectoratului de poliție Ungheni nu mi-a spus că ar exista oarecare restricții, ordonanță emisă în privința cetățeanului Igor Fidiuș. Atenție mare, judecătorie Ungheni, inspectoratul de poliție Ungheni și asistentului social, cât și celor care sunt responsabili pentru a-mi transmite această corespondență care eu am primit-o, vreau să spun că râzând, eu mă amuz deja de prostiile care ei le scriu aici și acum se spune așa la noi, știți, așa, cu indiferență, ca să nu folosesc un cuvânt în rusă, lijbă, știți? Luați-le indiferent de soarta copilului meu, ea ca ce vreau să spun eu. Sănătate și o zi bună tuturor și încă o dată eu mă repet, nu vreau să devin vedetă pe rețelele de socializare. Nu mai credeți că eu n-am cu ce mă ocupa, dar totuși arăt și disdainul toate aceste încălcări pe care le comit conștient, începând de la mama copilului, asistent social, șefa punctului medical din sat, unii e, că nu prezintă pericol, că nu știu ce. Dar el mi-a spus clar, băiatul, că m-a bătut badea. La grădiniță, când medicul am sunat, îmi spune că zic și dat la difuzor și îmi spune că uitați, o căzut jos de pe scări. Pe urmă când s-a constat comisia respectivă la fața locului, îmi spune că uitați, el s-a pălit deja de colțul mesei. Și mai departe, câte versii voi o să aveți clare? Ce, să-i ducem la detectorul de minciuni pe toți? Hai că noi suntem maturi până la urmă, uitați cu câte nesimțiri ei manipulează și încearcă în continuare să folosească acest copil în scopuri de-a lor personale. Sănătate, am să-i expediez, te rog să publici neapărat cât mai rapid. Din cauza chiar aseară mi-a scăpat această informație și am zis că ar fi binevenită ca să fie publicat și ea. Bună ziua! Bună ziua! Igor Fidiuș. Ascult. Deci, solicitarea mea este ca să mergeți la fața locului, acasă, să vedeți de ce copilul este pălit la umărul stâng și cine l-a pălit și care este cauza. Condițiile de trai îmi descriți absolut la fața locului, care este toată situația. Nu, eu vă spun asta, să faceți verbal, eu vă înregistrez telefonic acum și o să publicăm și imediat pe rețelele de socializare. Deci eu ca tată, încă o dată vă menționez, ascultați-mă până la sfârșit. Deci eu ca tată am sunat medicul de la grădiniță, medicul a văzut că este pălit, dumneavoastră întrebați care e cauza și întrebați. El îmi spune că balul bătut frate, sau bacul căzut pe scări. Pe mine mă interesează. De ce copilul este lovit că el splânge ieri că îl doare umărul? Deci mergeți la fața locului, formați comisie cu medicul, cercetați și îmi dați răspuns, vă rog, în scris. Deci astăzi, data de 8 decembrie, felicit dumneavoastră. Eu încă o dată v-am menționat. Dumneavoastră sunteți asistent social plătit din banii cetățenilor și îndepliniți-vă atribuțiunile de serviciu. Vă îndepliniți atribuțiunile de serviciu și îmi dați răspuns în scris. Solicitați dispoziții de la primar că tata vă sunat și vă înștiințat care este problema de sănătate a copilului. Copilul este primordial în asemenea situații, vă duceți, studiați și îmi dați răspuns. Ca tată eu știu din ce motive și care a fost cauza că el este cu umărul julit, pălit, vânăt și tot este. Vă-i clar? Bun, bine, eu solicit. Dacă o să vedeți fără scris... Eu am spus încă o dată, eu asta am făcut-o către asistent social. Asistentul social mai departe știe ce trebuie să facă. Eu știu ce trebuie să fac. Eu v-am solicitat. Păi ies dispoziția. O solicitați dumneavoastră, uitați, tata o intervenit cu un sunet privitor la problemele de sănătate și starea copilului. Bine. O zi bună. Inspectoratul de poliție, Ungheni, Rakovița. Bună ziua. Bună ziua. Igor Fidiuș. Da. Deci înregistrați o sesizare, o plângere. Da. Din șalt. Ați înregistrat, da? Deci plângerea constă în felul următor. Să ducă poliția la grădinița din satul Alexeievka
unde să fie studiat la fața locului din ce considerientiși care este cauza traumii copilului meu la umărul stâng. Din cauza că sunând asistentul social de la Rădenii Vechi, Bagrin Raisa ieri, deci cu un comportament inuman, degradant, neglijență în serviciu, cât și mama copilului Plăcinta Ana, să-mi spună motivele de ce copilul este pălit la umărul stâng. El mi-a spus luni, când a fost luat abuziv din gospodăria mea, într-un mod ilegal, disculță, dezbrăcat, unii organele de poliție au încurajat acțiunile acestei mizerii, da? Împreună cu primarul și cu asistent social, dar copilul mi-a spus, tata, minim mă doare umărul stâng. Eu n-am mai reu... Dar este timp că copilul are traumă la umăr. Deci încă o dată vă spun, duc la grădiniță, poliția, să-l fotografieze la umărul stâng, din cauza că eu discutând, vreau să spun că în privința subiectului în caz, eu n-am primit niciun răspuns. Eu ca tată sunt îngrijorat, de ce copilul este pălit? Și cine l-a pălit? Din cauza copilul mi-a spus că fratele, badea, ieri la grădiniță el a spus că nu, eu am căzut jos de piscări. Deci copilul celălalt trebuie să fie cercetat de organele de drept să vadă cauza traumii pe care el o are la umărul stâng. Rog fotografiat, anchetă de serviciu și răspuns tatălui înscris cu aviz. La adresa care v-am indicat-o și numărul de telefon care s-a înregistrat la dumneavoastră. Da, bine. O zi bună și sănătate, la revedere. Da, vă spun. Da, vă spun. Bună ziua. Da, bună ziua. Cu cine am onorat să discut? Șeful inspectoratului, Gavrileță Victor. Gavrileță, da, Igor Fidioș. Da. Uitați, eu am făcut două sunete către colaboratorii ăștia dumneavoastră. Ei colaborează cu dumneavoastră sau au statut așa de... Ce mă interesează? Pe mine ce mă interesează? Da. Eu vreau să spun în două cuvinte așa. Deci, angajații ăștia pe care are încă deocamdată Inspectoratul de Poliție Ungheni, Vasile Vizitiu, Cucu Andrei, Vasile Șășcanu, un oricare, nu știu cum, Serioja, el o zis că se numește. Eu i-am așteptat din data de 15, 16, 17 la Rădenii Vechi, la fața locului. Unii eu i-am transmis destul de clar la acest Șășcanu. Da. Uitați care situație. Este ceva necesar, am la urgență, aveți ceva sau nu? Domnul Gavriliț, încă o dată, eu nu v-am sunat să vă feliți cu ziua poliției, eu v-am sunat să vă atenționez pe dumneavoastră ca angajații, dumneavoastră din cadrul Inspectoratului de Poliție. Dar nu trebuie să depuneți o plângere dacă nu sunteți de acord cu acțiunile colaboratorilor. Eu am depus-o deja la, unitatea de gardă din cauza că ei nu și exercită atribuțiunile de poliție. Bine, are cine sclarifica dacă are cine exercit sau nu, da. Domnul Gavriliț, cred că dumneavoastră mă înțelegeți destul de clar. Despre incidentul care a avut loc la Rădenii Vechi, prin violare de domiciliu, prin tulburarea liniștii, intimității mele personale. Cazul dat se examinează, dacă nu sunteți de acord... Băi, dacă voi nu porniți dosar penal pe dânsa, eu vă spun voia să aveți viață grea și amară. Dar nu mă amenințați, domnule. Nu vă amenință nimeni, eu vă spun cine duce. Cine duce chestia asta, eu vă spun așa cum este. Cine duce chestia asta, dacă nu își îndeplinește atribuțiunile de serviciu, s-o întâlni cu scârba pe tot restul vieții. Eu aș fiu îngerul păzitor și al lui Voicu, inclusiv. Poți să-i transmiți. Fidiuș m-a sunat și mi-a spus că va fi îngerul păzitor, inclusiv și a tău. Ceasul și al din emisiune azi, care l-a prezentat la Moldova 1, spune că merge greșit. Eu încă o dată atrag atenție să întreprindeți măsuri de atragere la răspundere cu următorii colaboratori de poliție. Șșcanu Vasile, Vizitiu Vasile, Cucu Andrei și un aricare Serioja, dar Serioja nu ni s-a prezentat care. Și nu pun încă o dată în stânga și în dreapta imaginea Inspectoratului de Poliție și a Republicii Moldova prin asemenea persoane care nu vă fac cinste, în primul rând, dumneavoastră. Bine, dar să vedem încălcările lor care au făcut, dacă sunt încălcări. Ei, domnul Gavriliță, să vii la poartă la mine și strige ca niște ciobieni. Băi, Igor, băi, Igor, băi! Și prevede asta, că locul lor este în asemenea instituții ale statului. Tu să filmezi printre poarta mea, tu înțelegi? Tu mă provoci, tu vii, mă șantajezi, tu din toate punctele încerci să-mi creezi mie o stare din neliniște. Eu îi spun lui Vizitiu, de mile are Vizitiu, eu toată viața să-i fac vizite lui. Dar lui Cucu îi cântă Cucu și astea nu sunt amenințări, dar lui Grodeanu i-am zis din start. Voi înjucați mie din 2011, înțelegeți? Dar eu ați vă aranjez struna și ați vă acordez așa cum trebuie. Vă spun încă o dată, cei care nu-și
îndeplinesc atribuțiunile de serviciu și murdăresc aceste uniforme, acest statut, această încălțăminte, birouri, pensii, mașini de teren și voi apărați interesele unei mame degradate, care e, vreau să spun că prin orice schemă, prin orice modalitate, atentează la viitorul și personalitatea copilului meu, Tediuș Mădălin. Eu vă spun, băieți, luați lucrurile destul de serios, că nu vă face vouă cinste. Al ajungeți pe groaza din urmă. Domnul șef, eu vă rog, numai fără amenințări... Nu vă amenințați nimeni și eu nu sunt șef în primul rând. Eu vă spun așa cum este.